iubit noaptea-ntreagă. L-am văzut pe popa bân, ai la la la, și m-am pus cu el la rând, și la la. Crâșmărița tare vinovată, c-am băut la crâșmă noaptea toată. Cu șeful e post din sat, ai la 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 la, amândoi ne-am îmbătat, și la la. Băutura asta ardă focul, la multă lume mâncă norocul. La mulți precini l-au mâncat, ai la 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 la, după ce s-au îmbătat, și la la. Tătăzâua ce ai câștigat, noaptea-i duci la crâșmăriță-n sat. Pe mâine ești năcăjit, ai la 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 la, că lucri nu strângi nimic, și la la. Pe mâine ești năcăjit, ai la 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 la, că lucri nu strângi nimic, și la la. Dar crâșmărița Dienu mi-ar și e dragă. Așa o cânta Nelor Doi dimineața asta la Faină Viața dimineața. Bună dimineața, bună dimineața. Amalia, ce faci, Marcel? Bine, uite așa, ca de luni, uite dimineața. Zice că lunea nici alba nu crește. E, nu. Crește, mi-e un pic somn și mie ce-i eu drept. Eu zic, crește, da? Nu e așa? Crește, în, crește. Și pe Facebook, mai acolo, cu like-urile, da, care ni le dă lumea. Vă mulțumim, fain, oameni buni. Foarte fain că ne vedeți și ne ascultați și țineți legătura cu noi. Asta ne bucură enorm de mult. Și pe mine. Chiar am văzut zilele trecute pe pagina de Facebook. Avem comentarii, avem like-uri la poze. Vă invităm în continuare să ne scrieți, să ne dați like-uri. Să intrați în legătură cu noi și pe, la numărul de telefon. Astăzi suntem, da, răspundem și astăzi la telefon. Așteptăm dedicații, așteptăm să ne sunați, să ne povestiți cum a trecut weekendul. Apropo, cum ți-a fost un weekend? Bine, vreme faină, am fost la grădină, am săpat o seară acolo, da, am făcut și bătătorii. Uite ce am, fii atent aici, Ani. De la butoane și de la ziare, de aici, direct la grădină, așa. Pe mai trebuie să faci și o seară de mișcare, nu? A fost, da, foarte fain. Grătar n-am apucat să fac. Eu am făcut. Deci ai făcut? Duminică, da. Ai făcut? Ieri am mâncat grătare, da, da. O vreme, da, de vis. În sfârșit, dragii noștri, ne lăudăm cu vreme frumoasă. În, da, sfârșit. Dar zic că ăștia, uite aici, de la anime. Să nu-mi spui, că se strică iară vremea. Din Jurnalul Național, am văzut și la vreme pe alte canale, că vremea, instabilitatea atmosferică, conform în ANM, începând de astăzi, de la ora 14, fii atent, așa, de la ora 14 până mâine la ora 22, instabilitatea atmosferică se va accentua treptat în majoritatea zonelor, începând din vest. Așa că vor fi averse, descărcări electrice, intensificarea vântului și posibil grindină. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat. Pe cum mă bucuram eu că e vreme frumoasă. Acum, ce, e martie. De fapt, după calendarul vechi, februarie, sfârșit. Așa, da, se spune. Da. Dar primăvara a venit. Începe cu tine. Da, pomea înflorit. Ai văzut într-o zi cum, da, au înflorit? Ce frumos au înflorit. Am văzut, am făcut poze. Ma să nu vie, tu, să nu vie un fric de ala așa până la sfârșitul martie sau aprilie. S-au mai întâmplat treburi de astea. De-o dat frigul așa în pomii înghețați și când a fost floarea mai frumoasă, a căzut și lucrurile cam nu au fost bune. Da, să sperăm. De la Dumnezeu vreme bună, așa că nu mai ți-a schimbat cauciucurile de vară cu ale de iarnă? Cu oala, da, de iarnă, cu oala de vară acum. Da, 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 mi le-am schimbat. Să nu le stricăm alea de iarnă, nu? Că am înțeles că se strică, da, dacă le folosești strică, acum. Da, zice că se moaie așa, sunt mai mult pe și se rodează mai rău pe asfalt decât alea de vară, normale. Da. Și alea de vară, dacă le pui când e iarnă, se întăresc. Da, și atunci... Și e problemă mare. Doamne ferește.
Dar cred că informații că o să avem cu domnul Precup, inspectorul principal de la Poliția Rutieră, Serviciul Rutier Cujas, în această dimineață. Am vorbit săptămâna trecută la final, ne-au dat ce acțiuni au. Asta am văzut. Sunt și curioasă, pe drum. Ce... Dar a fost numai prin radare. Eu am fost până încolo către Dea și către Baia Mare, plin de radare erau. Asta e foarte bine, da. Că ai văzut câtă lume nu renunță la viteză. Deci ca să combatem accidentele și așa, trebuie să punem radare, să punem dânsii radare, nu? Așa, și atunci mai reducem viteza. Și plus că, iar au fost în weekendul ăsta multe activități, evenimente la interior, așa, cât la exterior, ce să zicem, că lumea și la grătare, ești afară, ieșită, a fost vreme faină. Și acolo vedeți că ia șenii cu mașina și apoi după aia la volan și lucrurile nu spre bune, da? O să vedem ce s-a întâmplat în acel weekend, dacă a fost un weekend fain sau nu, din punct de vedere al Poliției Rutiere. O să-l avem în direct pe domnul Precup, inspectorul principal de la Poliția Rutieră Cluj. O să avem și oameni faini astăzi, așa? Venim cu meșteșugari, o să vedeți câtă migală și câtă măestrie poate să fie în mâna unui om. Da, la momentul... Da, de la 8:30 încolo. Da. Vedeți, dar... O să mai avem și o tânără frumoasă, solistă, pe care vă propunem astăzi. Și până atunci, vreau să spun la mulți ani celor care sunt născuți într-o zi de 24 martie, să fiți sănătoși, să fiți fericiți, să vă sărbătoriți așa cum se cuvine. Noi vă sărbătorim de pe acum. Intrați în legătură cu noi și vă spunem la mulți ani. Telefonul e acolo, mesajele vă primim cu drag ca în fiecare dimineață, știți, cu brațele deschise în familia noastră aici la Someș TV. Fain e viața dimineața, dacă vine și primăvara, fain așa cum ne-o dorim noi, e bine. Fără bine, frig, fără... trec și zilele instabile așa din punct de vedere meteorologic, dacă vine o țin de ploaie, asta mai trebuie la pământ, dragii mei. Dar fără grindină și fără... Acum... Fără. Dar o să treacă, sper că nu să fie rău așa. Da. Da. Hai să dăm drumul la o melodie faină așa. Ce ai vrut să zici? Ai zis? Da, vreau să zic că telespectatorii care nu ne văd de rețeaua de cablu, puteți accesa internet, pagina de internet www.someștv.ro. Acolo ne vedem live. Pentru că zic și străinătate? Da, străinătate, așa. Da. Pentru că nu zici cineva, nu știu, săptămâna trecută am avut. Da, săptămâna trecută aveam o doamnă de la Strasburg, erau și copiii familiei Soporan care erau plecați prin Italia și nu mai știu exact unde, că ne urmăresc, așa că accesați și internetul, este... Liber, vorba aceea. Angelina Timiș-Lung o să ne cânte. Da. O doamnă frumoasă așa din Maramureș. Așa, am avut într-o vreme la emisiune când am început o Someș TV, faine discuții am avut și o femeie extraordinară și o salutăm din toată inima. Să fiți sănătoasă, doamna Angelina, și să ne mai cântați așa cum cântați dumneavoastră mai bine și fain de tot. Verde Popa m-a jurat, o să ne cânte dimineața asta. Foarte frumos. Așa, telefoanele sunt deschise, vă așteptăm cu drag pentru mesaje celor dragi. Aveți, sunt sigur că aveți sărbătoriți în familie. Ce mai fain să te sune cineva dimineața și să spun un mesaj fain de la mulți ani. Abia aștept și eu să vină ziua mea să văd cine și când mă sună. Păi stai, când e ziua ta nu să mai facem emisiune. Nu? Nu. Așa, o să fie chiar într-o zi de joi, da? Într-o zi de joi o să fie? Da. La final de săptămână, așa, o să sărbătorim, nu? A, da, la final de săptămână. Și începem de joia, joi vine, sâmbătă, și până luni. Lăsăm telefoanele deschise aici. Așa. Angelina Timiș-Lungu, dragii mei, 0264-431-231 este numărul nostru de telefon. Vă așteptăm cu mare drag. Verde, Popa m-a jurat. Yeah.
zis popa, și-am uitat ce-o zis popa, că mie-mi-e drag badeamă. Și-am uitat jurământul, că mie-mi-e drag mândrumă-i. Sunt Angelina Tineșungu și vă invit să urmăriți Someș TV, televiziunea inimii tale. Verde Popa, Mojurat, ne-a cântat Angelina Timișlungu, noi de lucru ne-am apucat. Da. Păi ziua așa. Bună începe de dimineață cu lucru, așa. Cu muzică, zâmbet și voie bună. E cam greu la unii să știi, da? Să înceapă luni așa, să vine după weekend și da. Începe așa de luni întit, așa, te la servici. E cam greu până îți revii așa vreo două, trei ceasuri, ce zici de asta? Mai dorm un pic. Nu, lasă durnit-o, că tot o viață și aia o dorm, o dormim tot o moțeim și o... Păi, ziceai că le-i greu la unii, păi mai dorm la un pic. La unii, da, păi da... Nu, treziți-vă, dragii noștri, că noi suntem aici, muncim, zâmbim, că cântăm. Mă uit la coafura ta, deja altfel îți lucrurile așa. Interesant, da. Astăzi, Claudia mi-a propus să-mi facă două codițe, să arăt mai tânără. Mai copil. Păi, mulțumesc Claudiei Valean, care are grijă să arăt. Te poți trezi așa dimineața să mergi la coafor așa? Mă trezesc, ce să fac la 5? La 5 te trezești, la 5 și la până la 5 mă trezesc așa, până Claudia te așteaptă așa, la 6. Da, 6, 6 și jumătate. Îți bagă fierul în cap, adică în păr, așa, și începe să te aranjeze, și cu fixativ. Da, cu poți de toate. Poți să poți să lăși dimineață gazele alea, așa, până... Păi ce să fac? Fac toate sacrificiile să vin aici să arăt... Da. Vedeți, oameni buni, ce ușor e să fii femeie, tu știi. Da, e foarte ușor, e plăcut. E... Așa, m-a întrebat cineva cum mă mențin. Prin... Trezit, stres, da. Alergare toată ziua. Nu stres, deci, nu. Stresul păi nu. Și un pic de stres, că fără stres nu merge. Stresul trebuie lăsat la o parte, că zic, da. Medicii zic că din cauza stresului ne îmbolnăvim, dragii mei, așa că mai calme, că tot acolo ajungi. Da, poți să lași stresul deoparte. Vrând nevrând vine. Încercăm. Da. Așa. Marcel, hai să mai spunem o dată la mulți ani tuturor celor care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere și... Până dumneavoastră intrați în legătură directă cu noi, hai să zicem cam pe cine sărbătorim astăzi. O, atâtea nume! Avem o listă de oameni care s-au născut așa de lungul timpului, într-o zi de 24 martie. Așa, cam mulți acolo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, no, hai, și mai alege, mulți. Pe cine zicem, pe cine... Dimitrie Cuclin, compozitor, filozof, folclorist român, iar dragii mei, născut în 1885. Pe data de 24 martie, deja și decedează în 1978. Da. Constantin Ionete, economist român, membru de onoare Academiei Române, iată, dragii mei, Dinu Ianculescu, Constantin Drăgușin, compozitor, muzicolog, dirijor român, Teodor Moraru, pictor român, Mihai Spăriosu, eseist, critic literar, traducător român, iată, Constantin Zărnescu, prozator român, Cristian Hârnău, publicist și poet român, și Dan Giosu, poet, Laurențiu Mironescu, politician român. Deci, astăzi e o zi a poeților, a compozitorilor, a politicienilor, mai puțin că vedem tătă ziua. Așa. Și astăzi mai sărbătorim Ziua Mondială a Luptei împotriva tuberculozei epidemice. Am văzut și aici în Jurnalul Național că este un articol despre tuberculoză. Nu știu dacă intrăm în detalii sau nu despre tuberculoză. Știm, tuberculoza sau TBC este o boală infecțioasă, frecventă și de obicei curabilă, provocată de diferite tipuri de microbacterii. Nu intrăm în detalii, că nu suntem termeni noi în măsură. Aici, da. Trebuie să ducem în medicine. Era o idee bună. Astăzi, dragii mei, să știți, este Ziua Mondială a Luptei împotriva tuberculozei epidemice. Așa. Sănătate multă vă dorim. Dacă... Și dacă vine primăvara, atâta iarnă e în noi. Nu vine melodia asta în cap acum. Așa. Decembrie se poate duce cu toți cocorii înapoi. Primăvară, care ai fost? Nu veni, n-ai niciun rost, poți să pleci.
suntem regi, iarnă vii pe veci. Da, e o melodie frumoasă din Cenacul. Ba, Vasile da. Și Carl. Da, văd că, apropo de... Te gândeai la alergiile la polen. La alergiile la polen, așa că sunt mulți care au alergii, dragii mei, când se schimbă anotimpul și mai ales că primăvară înfloresc florile, frumos, așa. Natura înverzește, pădurea înverzește, totul mai și strănutăm. Mai și. Și Temic zice, păi ia, până în octombrie, alergii la polen, iată copii născuți prin cezariană sau cei care sunt alăptați care la sân, sunt alăptați care la nu sân. Sunt alăptați la sân, sunt predispuși la alergii. O fi. Dar de ce? Aflați în Jurnalul Național, dragii mei, un articol că aici am putea povesti și am putea să vedem această știre. Uite, zice da. Că Organizația Mondială a Sănătății pune alergiile pe locul al patrulea în topul bolilor cronice. Păi, clar, alergiile, vai, când faci o alergie, ce urât. Și eu mi s-a întâmplat de la înțepătură de albină. N-am știut că sunt alergică, da. Și cum ți-ai dat seama? Păi, a început să mi se umfle la picior, m-a înțepat, da. Și mi s-a umflat foarte tare piciorul și n-am mai putut să mă încalț. Nu, n-am avut cu respirația, dar am fost nevoită să merg la urgențe și mi-a făcut în venă, nu știu, antialergice, da, da. Nu știu ce anume. Da. Alergii la politică ai? Alergie. Eu am alergie. Da. Păi ales la politice, am alergie. Da, da, schimb da. Schimb așa. Deci, ce putere, cu ce putere ne-a înzestrat tehnica asta, dragii mei, să avem o telecomandă și numai să da. O butonăm așa. Pac, ai mutat. Și te-ai scăpat de toată problema. Mai bine vezi ceva pe... Așa. Nu știu, muzică sau știu da, veniți cu ceva interesant. Aici, da, telefon acolo, 0264. Eu știu că lunea nu sună așa dimineață. Nici vezi încolo când se trezesc oamenii, mai își beau cafea, mai au de făcut una alta. Mai vin în casă, mai dau drumul la televizor, îl pun pe Someș TV. Cred că toată lumea a fi sărbătorit ieri vremea frumoasă. Păi sigur. Ați fost la grătare, cu siguranță. Alții au schiat, alții au fost la grătare. Așa, deci merg la munte, schiez, mai este da. Câte un pic de zăpadă pe acolo. Da. Uite, vorbim acum, dacă tot povesteam mai devreme despre tuberculoză, despre alergii, găsim și despre gastrită unele sfaturi. Tot cine din nu are, da, tot din Jurnalul Național, cine nu are gastrită. Și uite, încă un articol care îmi place mie foarte tare, desânziene îmbracă o ie. Pe 24 iunie 2014, uite aici, da. Va fi Ziua Universală a IEI. Așa că vă invităm să îmbrăcați IA populară românească, suntem mândri, mai ales pe 24 iunie. Vrei da, nu? Și ce mi-a plăcut mie aici, uite ce scria, orice femeie din lume care îmbracă o IE se poate transforma într-o zână. A, interesant. Orice româncă este da. Născută zână, pentru că aici s-a cusut pe cămașă povestea lumii. Foarte frumos, pe modelele și atâtea da. Modele frumoase da. Sunt care... Fiecare au o explicație, fiecare da. Are o semnificație până la urmă și mai ales și eu, dacă doamna Soporan, știi când am avut da. Aici în studio, așa, o zic, când ne face câte o cămeașă și mie și ție, așa, și la Giulia, colega noastră, așa, să vedem, să o purtăm așa cu drag, că ea noastră, dragii mei, ea românească, scămeșă românești, făcute de meseriaș, adică de meșteri populari, făcute de oameni faini, așa, care știu să confecționeze lucruri tradiționale da. Românești și de-a noastre. Da, da. Așa, noi merem înainte cu melodie iară. Hai să vedem, chiar da. Cu două. Cu așa, două? Că avem și o pauză de publicitate. Așa. Mă duc până la Bistița și îl găsesc acolo pe Daniel Rațiu, care așa. Să ne cânte Râtule cu iarbă deasă, o venit primăvara noastră. Nu știu dacă o să cânte așa, da, așa. Și Simeon Pop, un interpret drag nou, dragii mei, o să ne cânte De la stâna oilor. Noi venim pe la 8:30 așa să vedem ce se mai întâmplă aici în studio, dar să vă spunem că în fiecare luni și miercuri aducem meșteri populari, oameni faini care, și vedeți și în această dimineață, ce au confecționat și cu ce se ocupă ei, cu atâtea lucruri faine. Și telefonul e deschis. Așa că avem și un invitat, o invitată, o interpretă da. A folclorului da. Românesc, așa. Dar până una alta, să aveți un început de săptămână excepțional. Telefonul e schis, Facebook-ul nostru, vi l-am spus, Someș TV, faine viața dimineața. Așa că tot e să vă fie bune, e tot. Hai să vedem.
Câtule cu iarbă deasă, la la la. Am plecat și eu de acasă, la la la. Râtule cu iarbă deasă, la la la. Am plecat și eu de acasă, la la la. Ei, hai, am plecat prin țări străine. Ei, hai, gândind că-i duși eu mai bine. Până ce m-am învățat, măi, la la la. Multe răle m-au mâncat, măi, la la la. Până ce m-am învățat, măi, la la la. Multe răle m-au mâncat, măi, la la la. Ei, hai, pe urme mi-o vinit dor. Ei, hai, și-aș fi vrut acasă zbor. Noaptea nu mă hodine, măi, la la la. Numai acasă mă gânde, măi, la la la. Noaptea nu mă hodine, măi, la la la. Numai acasă mă gânde, măi, la la la. Ei, hai, la părinți, frați și surori. Ei, hai, adurnem numai în zori. Orice năcaz aș avea, măi, la la la. Nu mai plec din țara mea, măi, la la la. Orice năcaz aș avea, măi, la la la. Nu mai plec din țara mea, măi, la la la. Ei, hai, eu mânc pita din cuptor. Ei, hai, și când oinile cu dor. Ei, hai, nicăieri n-o duci mai bine. Ei, hai, decât acasă la tine. Casa Someșană, restaurant pensiune, în Gâlgău numărul 1, pe drumul național 1C. Sală de evenimente, cu capacitate de până la 250 de persoane, terasă. Cazare în camere dotate cu baie proprie, piscină, saună. Casa Someșană. Amintirea unui zâmbet străbătut de soare, tandrețea unui gest plimbat de vânt, dragostea dansând în pas cu apusul, sunt momente memorabile. Record Media dă viață amintirilor. GeoEvents vă stă la dispoziție cu o gamă variată de servicii. Sonorizări, servicii foto-video, maestri de ceremonii, formații live. Distracția dumneavoastră este meseria noastră. Restaurantul Roata vă poftește să vă amintiți de ambianța și gustul mâncărurilor tradiționale din Ardeal, gătite și servite în cel mai autentic fel. Restaurantul Roata organizează cele mai reușite petreceri și evenimente cu specific tradițional, iar la cerere putem livra preparatele noastre oriunde în Cluj-Napoca. Ne găsiți în centrul Clujului, pe strada Alexandru Ciurea, numărul 6A sau pe restaurantroata.ro. Restaurant Roata, mâncare tradițională ardelenească.
viața este mai mult decât contabilizarea unor zile, luni și ani. Este mai mult decât o înșiruire de evenimente pozitive sau negative. Zilnic trebuie să luăm decizii care ne influențează prezentul, dar mai ales viitorul. Încotro ne îndreptăm? Cine ne controlează viața? Cum arată viitorul? Fără perspective, viața nu are sens. Demeter Daniel, împreună cu invitații săi, analizează sensul și perspectiva vieții în fiecare marți de la ora 17. Vă aștept! Hipocrate spunea, alimentele voastre să fie medicamentele voastre, iar medicamentele voastre să fie alimentele voastre. Sunt dr. Radu Pop și vă invit să descoperim împreună secretele sănătății. Actualitatea Someșeană va duce în față oameni aleși sau uniți pentru a găsi soluții, invitați care vor răspunde întrebărilor ce frământă societatea în care trăim. Sunt Ioana Jeler și vă invit să urmăriți Actualitatea Someșeană numai la Someș TV. Cultura nu e altceva decât drumul spre libertate. Un popor fără cultură e ușor de stăpânit. Cultura e cam tot ce facem și maimuțele nu fac. Cultura e tot ce rămâne în om când el a uitat tot. Oamenii au suflet. El definește profilul cultural. Cultura sufletului e sufletul culturii. Rămâneți în cultură! Între flori, între cucute, ca să ajung la mândra iute. Nu mă uit că nu-i cărare, du-du-du-du-du-du-du, cât văd casa mândri în zare, du-du-du-du-du-du. Hai, hai, cântă creierii-n mohor, ochii mândri-s plini de dor, plin de dor și de senin, când mă așteaptă ca să vin, când se uită să mă vadă, du-du-du-du-du-du, trecând poarta la o gradă, du-du-du-du-du, trecând dragul și-n casă, du-du-du-du-du-du, stând la lătura la mază, du-du-du-du-du. Hai, hai, hei! Dar ce ai obosit așa? De ce ai cu... și cu... Am ieșit la alergare să-mi treacă somnul. Facem mișcare de dimineață. Păi mișcare face bine dimineață, nu? Așa face se spune. Bine, da. Este foarte, foarte recomandată, dragii mei. Chiar dacă stai la masă, trebuie să faci mișcare. Da, dai din picioare, da. Din mâini. Așa că, dragii mei, am ascultat pe Daniel Rațiu și pe Simeon Pop cu două melodii. Faine, faine, de aceea de pe Valea Someșului. Noi mergem înainte cu programul promis, cam fiecare luni și miercuri, doamna Ciobanu.
da. Care m-a avut aici în studio, da, ne ajută pentru a trimite aici în studio să-i cunoașteți și dumneavoastră acei meșteri populari pe care noi dorim să-i arătăm tuturor și dorim ca ceea ce fac ei să vedeți și dumneavoastră că nu-i chiar ușor așa și câtă migală și câtă pasiune pui ca să poți și dragoste în același timp ca să iasă lucrurile faine. Noi am adus în această dimineață un meșter popular, așa, mai bine zis, sau, cum se spune, meșter în adevăratul sens, pentru că dacă vedeți aici pe, în fața noastră pe masă, sunt lucruri extraordinar de frumoase, care necesită atâta migală, necesită atâta pasiune ca să iasă ceva frumos. Bună dimineața! Bună dimineața, doamnei Georgeta Schimbischi! Bine ați venit! Pare bine că am ajuns, chiar mă bucur. Și noi ne bucurăm că ați ajuns la noi și ne arătați minunățile astea pe care le vedem. Cred că sunt o mică parte din tot, da, ceea ce... Da, sunt o mică parte. Aveți sunt combinații mai multe. Hai să vedem, Georgeta, ce? Da. Să zic așa, cu cine, cam, de unde pasiunea asta? Că, cum spuneam, să iasă așa ceva nu-i chiar ușor și necesită timp și pasiune și talent în același timp ca să faci ceea ce vedem noi în această dimineață, aceste căsuțe frumoase, populare, țărănești, așa? Țărănești, din diferite țărănești. Materiale, mă gândesc. Da, lemnul e cel mai lemn, predominant, da, și combinații pietre, cum se vede și la... Mai aproape microfonul. Scuze. Pietre, lemn, iar pereții schituiți cu un kit special pentru lemn. Se pare cât mai real. Chiar că pare foarte real. Cred că se bucură cei care primesc asemenea suvenir sau... Da, păi poți să... Este o idee de cadou minunată, da, să ca dăruiești suveni, cuiva. Ca și suvenir, da, sunt perfecte. Și, și în diferite zone? Da, nu ne-am axat pe o singură zonă. Am combinat influențele fiecarei zone, astfel încât, nu știu, să pare, toate sunt făcute din imaginație, dar au influențe tradiționale. Georgeta, ia poți să deschizi un pic partea de acolo, da, de la turn, așa, sim, să vedem. Am ce am deschis-o? Deci este un turn, așa. Un turn? Da, da. Un dulăpior. Un dulăpior unde poți să pui? Ce poți să pui acolo? Noi am zis că obiecte cu valoare sentimentală. Nu, așa ne place să spunem. Da. Obiecte cu valoare sentimentală. Da, se pot pune și bijuterii, nu? Da, acum preferințele fiecăruia. Bani, copii, dacă le place, poate să-și facă, să-și alcătuiască acolo o mică căsuță pentru păpuși. Fiecare acum depinde de imaginația lui. La ești fel și noi. Ești cu Georgeta, da? De câțiva ani acum, da, sunt de cu Georgeta. De câțiva ani, dar de Baștină? Da. De Baștină sunt din județul Călăraș. Din Călăraș, da, sau mai din Călăraș, așa. Da. Cum s-a întâmplat că a ajuns la Cluj așa de câțiva ani, dacă povestim un pic așa de... M-am căsătorit aici, se spune că dragostea, da. Așa și... Dragostea a fost mare. Dragostea, cum se spune, nu are limite și granițe, exact, așa. Și exact. Din Călăraș ai venit la Cluj, ai absolvit... Da, da, am terminat aici facultatea de litere. De litere, așa. Da. Și pasiunea a fost mare de arhitectură, cel mai mult. Și influențele tradiționale. Și astfel am ajuns să construim, eu și soțul meu, să construim case tradiționale. A, deci lucrați amândoi? Da, da, da. Cum e familie de, e afacere de familie. Tudor Schimbischi. Tudor Schimbischi, da, salutăm pe Tudor, cine așa, avut, dacă se uită în dimineața asta, așa. Da. Cine a avut inițiativa, soțul sau... Păi, amândoi. Da? Da. Talentul amândoi vine... El e mai talentat, el e pictor. Am înțeles. El e la Școala Populară de Arte, deci cele mai mult cu talent. Dar și eu am prins, deja am început și eu să am talent. Da, da, da. Trebuie să-l aducem într-o dimineață și pe Tudor aici, să vedem ce lucruri face. Sigur. Să știi. Sigur. Ar fi așa, să vedem că chiar pictura este o ramură foarte frumoasă și al culturii și de fapt să vedem ce pictează și să, nu numai tu acum, că trebuie să-l aducem și pe el. Da, așa. Să nu fie, da. Să nu se supere. Așa, dar sigur nu se supere. Și pe turn,
și-a pus amprenta, nu? Da, acolo el a pictat. Da, da, și modele, văd modele foarte frumoase făcute. Și necesită Mihaela de a să picteze așa, să folosește o vopsea adecvată, în care să nu se șteargă, să rămână modelele, au foarte mare importanță și mai ales pentru că îți găsești acolo, văd că toată șindrila aia, cum s-ar să, deci da, care este acoperită, așa se... ca să lipești așa ceva și să... Trebuie răbdare. Merge bucățica cu bucățica? Da, e bucățică cu bucățică. Așa, ai fost și la expoziții mai de amploare așa? De... Am mai ieșit tot la fel, dar legat de meșterii populari. Am mai ieșit la târguri, am mai avut ceva expoziții, am mai mers cu doamna Ciobanu. Da. Și cum reacționează oamenii când văd asemenea minuneții? Deci se vând asemenea minuneții? Deci se vând? Se vând, se vând. Da, da. Dar pe noi ne bucură impactul care l-au asupra privirii oamenilor. Da. Atunci când văd, vezi un om când își mărește ochii și zice, wow, ce frumusețe, atunci da, e bucuria cea mai mare. Dar cât timp vă ia să... Deci, de exemplu, din asta, așa, care avem în imagine acum. Uite și lemnele, tot, care detalii. Asta e cea mai simplă de făcut. Asta cea mai... Mai sunt și mai complicate, așa mai... Da. Și mai mari? De exemplu, la astea mai mari, da, trebuie să aibă un timp de uscare kitul acela, depus pietrele, care tot la fel necesită timp de uscare. Da. La cele cu cea mică cu bârne e mai ușor, fiindcă se pun lemnele cu aracet, se usucă și apoi acoperișul și e gata. Deci cam într-o zi... Există și o tehnică de a ansambla, cum, ca și cum faci o casă, da, până la urmă. De... Da, numai că e mai miniatură așa și mai ales că dacă mă duc la târg sau unde te găsim pe... Acum, unde vă găsim, dacă... suntem pe terasa de la Central. Acolo, deci în fața la Central? Da. Da, acolo, în fața la Central, acolo expuneți aceste... Și pe o pagină de Facebook. Da, avem și pagina de Facebook, mai avem și pe site, tot la fel, la vânzare. Încercăm cât de cât să le promovăm cât mai mult. Deci se vinde și pe site, scuze. Da, da. Da. Eu dacă vreau să-mi fac o comandă, de exemplu, vreau o casă în de mărimea asta, așa, 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 așa. Da, ne dați mărimile, ne trimiteți dacă se poate o poză, dacă o poză, aveți. Cum ar vrea să arate model, așa. Da? Da? Și da, vă putem spune cam în cât timp se poate face. Săptămâna trecută am avut o comandă de o biserică, Biserica Ortodoxă din Florești. Aha. Ioan Iacob Hozevitul. Și am făcut machetă. Ați făcut? Da. Am făcut o machetă. Foarte frumos, da. Să ai acasă, așa, sau să o trimiți cuiva și în străinătate, mai ales că cei care ați ieșit și în străinătate, ați ieșit? Da, da. Majoritatea care cumpără, mai ales românii, cumpără pentru a se duce în afară, să le ofere rudelor de acolo, da, o mică parte din România de acolo, da, și prietenilor. Și cunoștințelor, da, care, de exemplu, în Franța, în Germania, așa, să te duci la cineva și să iei un cadou așa reprezentativ românesc, așa, și să-i faci un cadou, uite, asta este o casă din Maramureș, este o casă din zona mea, din Sălaj, de exemplu, din Maramureș, din Moldova, din, știu eu, din sud, acolo, partea Călărașului, așa, dacă, așa, și aproape din toate zonele. Da, eu zic că are impact. Îți dai seama și ce sunt... bine sună, ce-ai primit cadou? O casă. O casă. Da. Așa, da, foarte frumos. Foarte frumos. Până la urmă, toate aceste machete, expunerea lor și prezentarea lor, necesită un pic de timp, da, și... ca să-ți faci o prezentare, mai ales când ești în străinătate, și ca să-ți faci o prezentare cât mai largă, așa, trebuie să te duci aproape din toate zonele și să le prezinți. Cer, de exemplu, dacă vinzi o machetă din asta, în străinătate, trebuie să și explici de unde este sau să... Lumea mai întreabă, da. Mai întreabă. Da? Mai întreabă. Alții spun ei și zic, da, sunt cu influență între acelea. Da, 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 că eu știu, cunosc. Sunt scumpe așa? Prețurile cam... Depinde de mărime, depinde de... Depinde de mărime, da, și de anumite detalii. Că sunt, de exemplu, căsuța cea mică cu bârne nu are foarte multe detalii, deci e cumva mai ieftină. Cam cât ar fi o căsuță din aia mică așa cu bârne? Cea mică așa e la 40 de lei. 40 de lei? Da, nici...
Deci nu sunt foarte scumpe. Și turnul, de exemplu? Turnul s-a lucrat ceva mai mult la el și e și pictat manual. El ajunge undeva la 150 de lei. Uh-huh. 150, dar asta e, deci, părerea mea că nu sunt scumpe. Nu sunt scumpe. Deloc. După cât munciți, sunt convinsă că aveți, mai ales la șindrile aia, cum ziceai, că se lipește. Da. Dar și materialele, până la urmă, ca să le procuri, da, să fie original din zona respectivă. Pentru că nu poți să faci o machetă de o casă din Maramureș și să fie cu nu știu ce, cu față sau poți da un exemplu. Deci așa ceva. Care sunt materialele predominante de fapt care le folosiți? Deci numai lemnul, nu? Numai lemnul, da. Lemnul și piatra, că la bază punem pietre. A, vezi și piatra. Ia te rog frumos, da, dacă este, uite acolo văd o, așa. Da, mai confecționați și alte obiecte? Știu eu. Acum am început, da, să mai confecționăm și alte obiecte, tot din lemn. Da. Am mai avut mărțișoare din lemn, uh-huh, acum broșe din lemn și încercăm ușor-ușor să ne axăm și pe cercei și medalioane. Și... Foarte bună ideea, mărgeluțe. Da. Le poți la gât, chiar da, pe autentic. Atunci ne scriem și noi, nu mă cel să achiziționăm și noi niște mărgele, niște o brânțărică, deci, ceva, nu știu. Da. Ți-e nu spune da, cercei și o piatră de gât. Așa, da. Foarte frumos. Uite și da, clanța se vede acolo. Ce, și mai... Ce detalii și geamurile și tot. Și lumina. Avem ceva modele. Aveți și modele? Avem modele. Da, vreau să... Acelea nu sunt tradiționale românești, sunt cu alte influențe, sunt castele medievale gotice. A, face și castele medievale. Da. Fantastic. Fantastic. Să știi că data viitoare, Georgeta, să știi, dacă aveți o machetă de un castel, chiar că sunt foarte frumoase așa, plus că și casele și aceste, sigur, machete, așadar acolo... Acolo de exemplu, sunt mii de detalii, chiar. Acolo sunt, dacă v-aș da reper sunt castelul de la Hunedoara. Acolo e ceva de muncă. Se poate face, nu zicem nu. Se poate face. Se poate face. Da. Foarte frumos, foarte frumos, chiar. Frumoasă, deci ca să pui, deci trebuie să pui și suflet și pasiune și ca să iasă, ia și piatra foarte frumoasă aranjată așa, ca și când ar fi o casă de acasă. Așa este. Chiar da, și lăcuită, da, nu? Sau da, este piatra... lăcuită, da. Da. Aia, da. Deci încă o dată, pagina de Facebook este... Art of Schimbiski. Art of Schimbiski. Acolo îi găsiți, dragii noștri, dacă vreți să cumpărați, să vă faceți cadouri, să vă bucurați sufletul și pe pagina de internet. Pe site-ul de vânzare, breslo.ro. Breslo.ro. Da. Așa. Bun, și în fața la central. Și în fața la central. Pe teras acolo. Așa, și mai ales când sunt, cred că nu numai acolo sunteți, nu? Dacă da, unde se fac târguri, mergem târguri, tot la fel cu doamna Ciobanu. Cu doamna Ciobanu. Da. Doamna Ciobanu a meșteșugarii, așa, unde sunt târguri de prezentare, exact, așa, cu expunere, cu așa. Ia pe. Da, suntem meșteri, trebuie să fim acolo toți meșterii uniți, să prezentăm cât mai mult lucrurile tradiționale. Și vă îmbrăcați în costum popular la da, târguri. Da. Te îmbraci în costum popular de la Cluj sau din Călăraș? Acum, momentan, din Cluj. Așa, da. Foarte frumos. Îți mulțumim frumos că... Mulțumesc și eu. Ai fost alături de noi în această dimineață. Să știi că să-l aducem și pe Tudor, nu, Tudor? Da, trebuie. Așa, trebuie, așa să... Acum îi facem o invitație. Este, ușa noastră este deschisă pentru a arăta celor care se află în fața televizor și celor pasionați până la urmă că această, aceste meșteșuguri ne pun amprenta foarte mult pozitiv, pentru că sunt atâtea lucruri care nu place să le amintesc aici decât ceea ce am în față, adică lucrurile frumoase și mai ales lucrurile autentice românești, să le punem pe masa celor care vor să aibă așa ceva. Și eu zic că mai mult ce-ți mai trebuie decât să ai o casă din asta frumoasă, un turnuleț frumos și o comandă pe care voi o faceți cu drag, așa, vreau să am acasă castelul cu tare. Sau vreau să am biserica, cum a spus că și la Florești, așa. Vreau să am, da, foarte frumos, așa. Și mai ales că cei din străinătate, dacă ne văd acum, pot să facă comenzi, de ce nu? Să-mi trimiteți o casă de la mine, de la, din
comuna sau din satul de la Bobâlna sau din de unde sunt și o am acasă în străinătate la casa cea de acolo. O casă de la mine. Da, foarte frumos, așa. Ideea genială. Da, așa că te mai așteptăm să știi. Da, cu alte lucrări. Cu alte lucrări. Hai să le vedem, să le arătăm telespectatorilor, de fapt, că meșteșugul nu chiar așa de simplu. Și vrem să le arătăm că aceste lucruri frumoase nu sunt chiar așa de simplu de făcut. Și până la urmă au și impact. Asta contează cel mai mult. Da, că până la urmă trecem așa cu vederea, zicem, da, ok, e o casă acolo făcută, e așa, mă duc, mă uit la ea, o văd, dar îmi place cel puțin și vreau să iau acasă. Aia contează și ne bucură pe noi. Da, satisfacția. Satisfacția, da. Muncii, rezultatul. Și plus că nici nu sunt scumpe, nu sunt scumpe deloc, să știi, foarte frumos, așa. Nu sunt rele. Nu sunt, da. Deci nu de jos mobilierul sau unde le punem de jos, așa. Da, îți mulțumim încă o dată, Georgeta, cu mare drag că mai așteptăm. Așa că, dragii mei, meșterii populari, în fiecare luni și miercuri, trimiși de doamna Ciobanu aici la noi, care îi arătăm. Mulțumim din suflet. Ne ajută să aducem în fața noastră numai lucruri frumoase. Iar marți și joi, Giulia Todea, cu sănătate în toate, cu producători tradiționali, așa, de pe toată zona. O să-i vedeți cu drag aici. Noi mergem înainte cu programul nostru. În această dimineață avem și un invitat al cântecului popular, dar până una altă o să ne cânte Raul Oltean. Nu, Ana Ilca Mureșan. Ai, o melodie faină. Este că mi-a cerut o zi dimineața doamnă Măriuța sau cum, de la Livada, cred că, pune-o pe Ana să cânte, că vrem să o ascultăm. Da, uite, doamna Mona din Turda. Doamna Mona din Turda, așa. Doamna Măriuța de la Livada. Că tot o zis că să trecem cândva pe acolo, dar o să trecem, să știți. Și stăm cu dumneavoastră așa la care acolo poate după Paște, așa, să putem mânca o sarma bună, așa. Delicios! Așa, Ana Ilca Mureșan, Ardea-i lume în fundul apei, o melodie de suflet și Raul Olteanu să ne cânte Mă duc într-o zi la coasă. O zi, hai să vedem. Și gata. Așa. Și-aș grijă să nu se spargă, mă. Thank you.
de-ar crepa pământul lumea mea. Să-i văd în lumii capătul lumea mea. Și de-ar arde pădurea lumea. N-aș ieși în veșnia mă. N-aș mai ști ce-ți grijule mă. Altă lume aș sămâna, lumea mea. Nici mai bună, nici mai rea, hai să semene cu asta mă. Hipocrate spunea, alimentele voastre să fie medicamentele voastre, iar medicamentele voastre să fie alimentele voastre. Sunt dr. Radu Pop și vă invit să descoperim împreună secretele sănătății. Viața este mai mult decât contabilizarea unor zile, luni și ani. Este mai mult decât o înșiruire de evenimente pozitive sau negative. Zilnic trebuie să luăm decizii care ne influențează prezentul, dar mai ales viitorul. Încotro ne îndreptăm? Cine ne controlează viața? Cum arată viitorul? Fără perspective, viața nu are sens. Demeter Daniel, împreună cu invitații săi, analizează sensul și perspectiva vieții în fiecare marți de la ora 17. Vă aștept! Actualitatea someșană vă aduce în față oameni aleși sau uniți pentru a găsi soluții. Invitați care vor răspunde întrebărilor ce frământă societatea în care trăim. Sunt Ioana Jeler și vă invit să urmăriți Actualitatea someșană numai la Someș TV. Sarcină, nu știu, ipotecă, gaj, etc. Da? Dacă are vreo sarcină asupra lui, pentru a putea ști ce cumpere. Trebuie să aibă grijă și de aceste instituții, să nu dea în ele la modul la care o face. Pot fi cele mai importante elemente. Ce vrei mai mult decât să recunoască partea adversă? Trăiește frumos! Bucură-te! Învață cum să fii un părinte bun. Sunt
Sunt Camelia Pogăcean și vă invit să-mi fiți alături în fiecare vineri la Viața de Familie. Băciță frumoasă, șalala. Mă duc într-o zi la cose, văd o băciță frumoasă, șalala, care-și păște oile pe câmpul cu florile, pe câmpul cu florile, mă. Și le păște pe imaș lângă un mândru izvoraș, șalala. Și le păște pe imaș lângă un mândru izvoraș, șalala. Izvoraș cu apă bună, ce-i grijit de aia-i mână, ce-i grijit de aia-i mână. Bună ziua tu frumoase, n-ai vrea tu să-mi și mireasă, șalala. Bună ziua tu frumoase, n-ai vrea tu să-mi și mireasă, șalala. Că uitându-mă la tine, ți-ar sta bine lângă mine, ți-ar sta bine lângă mine. Ioi face fân și otavă, ca să avem la oi la iarnă, șalala. Ioi face fân și otavă, ca să avem la oi la iarnă, șalala. Îi face urdă și caș și le-om vine la oraș, și le-om vine la oraș, măi. Și îi face și jinchiță, că bunele faci băciță, că bunele faci băciță. Mă duc într-o zi la cosă, așa ne-a cântat Raul. Am un, da, o să vie vremea, cât de repede, păi... iarba crește așa, da. Încet încet înverzește și bă, trebuie să mai remoțări și la cosă, că așa e de bine, mi-dor. Chiar da? Mi-dor. Da, nu, bine. A, deci practici sportul. Vai, ce-mi place, mai bine la căpălit, știi? Pot să cosesc 3 zile într-una, dar la căpălit nu-mi place. Tot cu sapă acolo, pentru că nu-mi place. Acolo nu-mi place nici cum, nu, trebuie să recunosc, dar la cosă, vai de mine. Cine vrea să bage cu zua, așa, eu mă duc ziua de cosă. Termine aici matinalul, da. Și te duci la... Mă, ca, da, sigur. Păi se plătește bine, cosit. Se plătește bine, mâncare, așa. Câte un par de apă, rece și așa în toată ziua. Și altfel merge treaba. Eu vin milion. Și cânt. Da? Eh, nu? No? Și l-am vârtit la fân, că e gata, așa. Vai, mai facem câte un videoclip? Ce vezi? No, vezi? Uite, acolo... uite idei de ai videoclipuri și de... Alea-s faine acolo, natură, dragii mei. Munca de la țară. Foarte munca fain, de la așa. Țară. Apropo de munca de la țară, uite, zice, vacanță la țară la prețuri accesibile. Unde e asta? Unde e asta? Vacanța ei, la țară. Știu, perioada 23 martie 13 iunie, Asociația Națională de Turism Rural așa. Lansează o nouă ediție a programului Vacanța la țară. Ei, cei care doriți să vă înscrieți și să aveți o vacanță de neuitat, cred eu, la țară, să vă reamintiți sau să trăiți ceea ce au trăit sau trăiesc bunicii noștri, nu? Da, și mai ales că... care vor să lucreze. Adică, vezi, așa se cosește, așa se învârte să... fânul, așa se căpălește, adică să prășește, care nu știu la prășit, da. Așa, așa se face treaba la țară. Dar e fain să ai ajutoare din astea, vrei să da. Faci, vrei să știi? Da, e foarte da, fain da. Așa. Uite, deci, tarifele la pensiuni de două margarete vor fi 175 de lei de persoană. Așa, pe? Cred că pe noapte. Așa, pe plus zi, mâncare, pe, la discreție. La pensiuni de 3-4, 225 da. De persoană.
Nu-i la scump. 5. Nu-i scump. În tarif, nu-i scump. Uite, în tarif sunt incluse 5 nopți de cazare în cameră dublă. Minunat. Minunat. Cred că seara se fac și șezători, cu joc. Autentice, tradiționale, românești, așa, lucruri faine, dragii mei. Sper că mă putea lua legătura, dacă tot văd aici o știre din ziar, Rabla începe astăzi, adică tichetele se dau în aprilie. Tot poate... Dar începe de astăzi. De când? Păi cum, începe de astăzi și tichetele se dau în aprilie? Da, păi sunt alocate 20.000 de tichete. Se fac înscrierile de astăzi, să înțelegem. Așa? Și sunt alocate 20.000 de tichete, dintre care 17.000 pentru populație, restul pentru firme și instituții. Iar se renoiește parcul auto, am înțeles că tichetele, aici o știre interesantă, așa, vor fi un sistem electronic, da, care nu se mai pot pentru cei care fac speculă la tichete și le vând cu suprapreț și așa, dar va fi un lucru excepțional, pentru că poți să-ți iei o mașină mai bună, o mașină nouă și să lăsăm rabele deoparte. Deci de așa. Astăzi până, uite, până în 28 martie se fac înscrierile. Așa. Condițiile le găsiți în ghidul de finanțare a programului de stimulare a noirii parcului auto național. Așa, avem pe doamna Monica. Bună dimineața. Dimineața. Bună dimineața, soare, doamna. Dumneavoastră și tuturor celor care ascultă. Așa. Și m-a scurat tare să văd pe Ana Elca Mureșaș într-o emisiune la doamna Maria Mateș, ca invitată. Așa. S-a dorit să-i mulțumesc doamna Ioana Brudan pentru acest minunat post. Dumneavoastră totodată. Am avut-o pe Ana Ilca, ați văzut-o cu Ardei Lume în fundal pe acolo. Da, normal. Este, nu știu, are cineva de dumneavoastră, a zis că vreți să o vedeți cu melodia asta. Cineva mi-a spus, sau doamna Măriuța de la Livada, cred că... Ia, cred că doamna Măriuța a cerut până n-am ceea ce era bună. Aha. No. Atunci, dacă se face o melodie cu Ana... Cu cine? Cu Ana Ilca Mureșan. Păi a fost Ana Ilca Mureșan, mai înainte am. A fost. Păi, dar cu altă melodie nu se face. A fost Ana Ilca Mureșan, să vedem. Cu altă melodie, până-i pădurea înfrunzită, oare? Da, indiferent care. Așa, Oan, bine. O bine. Idei, medicamentul, într-o multă lume. Bine atunci. O găsim noi pe Ana, că de la avem aici, vai, e mine, cu melodii faine. Are nici... acolo multe videoclipuri. Da, are, dar. Și a zis că mai trimite, așa. Păi doar ea ar fi de bine să nu trimită. Așa, după clipurile, după nou album, ăla cu tinereață pom oprit. Da, da. Așa. Bine, doamna Mona. Da, vă mulțumesc. N-aveți de ce, cu tă dragul. Și noi. Da, așa. Să fie da. Pentru toți cunoscuții dumneavoastră, de la pentru Turda, familie. Dar că de la, Turda, da, de la Turda, da. Sigur. Mă bucur să aud. Așa. Da, ne-am pregătit până una alta și pe Radu Ciordaș și o cătăm și pe Ana Ilca și avem și invitat în această dimineață. Poate îl prindem și pe domnul Precup la telefon, dacă îl prindem amul rapid, e foarte bine, pentru că o să ne dea informații din trafic util, să vedem ce a fost în această săptămână care a trecut, dacă au avut probleme din punct de vedere rutier, dacă lucrurile merg, că noi tot vorbim aici, cu viteza, cu cedează trecerea, cu alcoolul, astea sunt trei mari probleme în care se întâmplă accidente, așa. Și sper să nu s-a fi întâmplat multe în weekendul care a trecut, dar o să aflăm de la Sorin Precup, inspectorul principal de la serviciul rutier. Dar noi îl pregătim pe Radu Ciordaș și pe Ana Ilca Mureșan. Ia uite ce frumos. Da. Eu te cânt Ardealul meu. Eu te cânt Ardealul meu. Hai să vedem. Frumos. Thank you.
roși, codrinațile cu roși. La 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 la. Dealurile cu vipline, izvoarele cristaline. La 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 la. Dorurile curg la vale. La 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 la. Ardealule mândră floare. La 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 la. Ardealule mândră floare. La 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 la. Faingătați în sărbători. La 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 la. Fete mândre și ficiori, frumoși ca și niște flori. La 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 la. Oameni buni de omenie. La 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 la. Dragul mi-e ardeal de tine. La 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 la. Dragul mi-e ardeal de tine. La 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 la. Sub codru pe la mare. La 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 la. Să ducă cu valul său, măi, la 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 la. Cânte cu neamului meu, măi, la 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 la. Cânte cu neamului meu, măi, la 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 la. Că ești feciul românesc, măi, la 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 la. Ardealule, te iubesc, măi, la la. Tu
invitat. Bună dimineața, dragii mei, dragilor, dragii noștri. Dragile noastre, așa că mai avem mai puțin de un ceas de vreme până la final, la Faine Viața dimineața. Văd aici o știre, dragii mei, din ziarul Libertatea, așa că vine și vacanța, vin zilele libere, oamenii se mai duc pe la țară, mai ies încoace încolo, mai... Casa rămâne aveți grijă. Singură, așa, nepăzită. Da. Așa că infractorii au găsit metode noi ca să intre în case și să vă lase lefter, dragii mei. Atenție mare, hoții se dau angajați la termopane. Vai. Deci, ia cât hoții... Și dacă nu sunteți acasă, ei vin și vă schimbă termopanele. Așa că, hoții nu și-au niciodată liber și asta se vede aproape zilnic când zeci de oameni rămân lefte, păcăliți de infractori, școliți prin pușcării, unde au învățat de la veterani cum să acționeze. Fantastic. Bandiții se dau reprezentanții ai unor autorități sau firme și reușesc să intre în case, de unde fură tot ce le pică. Adică, hoțul strigă hoțul. Știi, până la urmă, că pun termopanele, nu mai știu cum le pun. Atenție, dragii mei, că aici e tot timpul, ei nu dor, o să nu dor niciodată, tot gândesc și acționează. Așa, hai să vedem cine sună. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, dragii mei, faină e lumea asta dimineața. Așa e? Feluță în față. Doamna Mureșan de la Baia Mare. Doamna Mureșan de la Baia Mare, ce mai faceți? Cum o mai duceți? Mi-a fost dor de dumneavoastră, mi-a fost dor să vă văd, să vă aud, vă văd în fiecare dimineață, dar n-am reușit să intru în legătură cu dumneavoastră. Și acum mi-am făcut puțin timp, savurind cafeluța, mi-am permis să vă și deranjez puțin. Foarte bine, să vă deranjați. Îmi place foarte mult de dumneavoastră, cum faceți emisiunea și în primul rând cum cântați și să ne mai și cântați câteodată și vreau să vă fac o sugestie, dacă se poate. Ia! Când o să puteți, faceți rost de videoclipurile cu următorii. Așa. Florin Ghedan. Cine? Florin Ghedan. No, n-am auzit. Încă o dată. Florin Ghedan. Florin Ghedan? Așa, Florin care Ghedan. Este băimărean și chiurean. Hai să vină la noi. Să-l chemați. Și cu Marius Pruneanu, care este tot și el chiorean, cu familia Dan și Maria Dănuț. Care Dan și Maria Dănuț, n-o vedeți de acolo, de la Baia Mare, vai! Da, care sunt foarte buni prieteni ai mei. Foarte bun. Cu năstăcuța Iuga când o se poată, că acum e mămică. O avem, așa e mămică, da. Așa, și astăzi ce aveți pe țeavă acolo frumos, ce ați pregătit? Dar eu vreau cu dumneavoastră măcar o strofă, că tare frumos cântați. Așa cu noi? Da. Cu tine. Deci cu noi amândoi, nu cu noi. Până la urmă cred că o să facem o melodie amândoi așa. Că tare frumos cântați. No, dacă tot am intrat în legătură directă, vreau să fac o foarte specială dedicație pentru mătușica mea de la Cluj-Napoca, din Mănășturi, Maxim Cornelia. Să-i spun că o iubesc foarte, foarte mult și mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine cu câțiva ani în urmă, fiind eu bolnăvioară. Oi, oi, oi. Da, au fost alături de mine la cele mai cumplite momente grele din viața mea. Atunci ați vezi oamenii adevărați și prietenii și că-i apropiați. Eu tot timpul, de 17 ani, tot timpul îi mulțumesc și la telefon și prin intermediul televizorului pentru că a fost a doua mămica mea. Ce frumos, ce frumos. Vă doresc o zi plăcută, vă mulțumesc că m-ați ascultat și pentru toți dușmanii mei care mă aud să le ptice la inimă melodiile care li transmite. Dar dacă pregătim mulțumim o melodie așa cu năstăcuța Iuga. Vă mulțumesc și pentru nepoata mea, așa prin alianță, pentru doamna Ilka Mureșan. Foarte frumos o cântat. Așa e? Am vrut să intru în legătură când a fost invitată, dar atunci n-ați luat telefon. E tare frumos o cântat. Las, că n-am luat, trebuie să mai vorovim o țără așa cu ea. E tare puțin timp. Când aveți invitația, trebuie să aveți măcar de o oră, nu de 15. Așa o să facem, pentru că o să vină, auziți, doamna Mureșan, o să vină aici, o să mai aduc ca să prezinte tot albumul așa, albumul nou. Tare frumos cântă. Tineret să pom opri. Frumos cântă, foarte. Da, așa. Vă mulțumim frumos că ne-a sunat. Și pe Ana o să o aduc, să știți, liniștit. O zi bună, vă doresc. Doamne ajută. Vă zic de nu vă vedeți. Și noi. Doamne ajută. Ia de acolo, de la Baia Mare, ce drăguță, doamna Mureșan, așa. Noi o pregătim o melodie cu năstăcuța Iuga, pentru că o să avem la îndemână. O să-l cătăm și pe Sorin Ghedan, o să-l cătăm și pe Marius Prunean. Și Dan și Maria Dănuț, oameni faini, să știi că i-am avut la filmări. Dar cred că o să avem videoclipuri cu Dan, că am filmat aici, într-o locație faină.
de vreo 2 ani de zile am filmat cu ei, au venit mai mult aici mai către Calea Turzii, acolo într-o locație foarte frumoasă, am filmat câteva piese cu ei, țin eu bine minte, și chiar cu oameni, și ne-au adus de acolo oameni extraordinar de plăcut și de fain. Da, soț și soție, așa. Așa. Năstăcuța Yoga pregătim, Bogdanie, vezi acolo că avem cu ea melodii faine. Așa că, dragii mei, atâtea lucruri ar mai fi de povestit, atâtea lucruri de spus cu dumneavoastră la telefon, pentru că așa ne place nouă să ne sunați, să vă loviți cu noi, să vedeți ce mai faceți, cum e treaba, cum e viața de dimineață. Dar noi trebuie să cântăm o țără acum. Trebuie să cântăm? Da. Noi doi? Da. Ce să cântăm, oare? Ia. Ce melodie știm noi mai bine să cântăm? Ce noi știm, la mulți ani cu bucur, mulți ani trăiască așa, da? Și viața trebuie trăită. Avem un repertoriu nostru de comun de două melodii. Separat mai știm, mai multe, trebuie să încercăm. Stai să vezi tu câte aici pe parcurs așa. Dacă cântăm până una alta, aia, imnul nostru de la Faină Viață Dimineața. Ia, hai. Hai. Doi, trei și... Ai lume dragă, viața trebuie trăită, lume. No, atâta? Ați văzut, doamna, atâta deocamdată. Mai... Nu atâta, restul mai vedem. Prima strofă, o știi prima strofă? Care? Prima strofă de la viața trebuie trăită. Hai, cântă-o tu să vedem cum e prima strofă, hai să vedem. Hai. Dar cântă-și tu cu mine. Hai că cânt și eu acum, ce mai? Hai să vedem. Omule, dacă ne asculți, ce ți-mi spune să nu uiți, măi? De-i mâncau cos de pită și de-ai tâmpla albită. Hai, lume dragă, viața trebuie trăită, lume. Da? Poate se supără Florin când tine așa, Florin. Nu cred că se supără Florin, din contră. Noi facem promovare la cântec. De ce să se supere? Îl așteptăm și pe Florin să vină aici să cânte împreună cu noi. Să cântăm live. Ai văzut? Așa, Florin, noi tot să așa cântăm așa. Pe la... Da. Eu când numai dimineața, păi ne scânt cu amare. Da, așa se cântă tot live. Am pregătit până Năstăcuța Yoga, da, Mândru 10, etc. Așa, mămicuța. Mămicuța Năstăcuța Yoga, o salutăm cu drag, să fie sănătoși. De aici, de la Someș TV, le transmite multe salutări și multă, multă sănătate. Îi... O zi de luni, da. 24. O zi minunată. O zi minunată. A crescut iarba un pic. O țără așa. Un pic a crescut. Tot arcuza. Vezi că oamenii s-au trezit așa după ora 9 și s-au dezmeticit și au zis, hai mă, fix, stai că trebuie să sună aici la Someș TV. Și ia că te sună așa. Vă mulțumim fain, dragii mei. Pagina de Facebook, să vă reamintim din nou, Someș TV, Faină Viața Dimineața. Telefonul cunoașteți destul de bine și site-ul nostru care ne văd, toată lumea ne vedeți acolo la secțiunea live, pe someștv.ro, le spune și celor care aveți plăti în străinătate un mesaj. Ne văd aici și la telefon, ne ascultă. Haida, lume multă. Nu. No. Iară, cum ai zis? Ne ascultă? Haida, lume multă. Pentru cine ne ascultă, haida, lume multă. Da, așa. Năstăcuța Yoga ne cântă, dragii mei, în dimineața asta. Mândru zice, cetera. Hai,
țura, până ce s-a învățat, țurei, țură și țura. Și-o-mi cumpăra alții noi, țurei, țură și țura. Că ne-o duce în târg joi, țurei, țură și țura. Și-o-mi cumpăra alții noi, țurei, țură, țură, ța. Casa Someșeană, restaurant pensiune, în Gâlgău numărul 1, pe drumul național 1C. Sală de evenimente, cu capacitate de până la 250 de persoane, terasă. Cazare în camere dotate cu baie proprie, piscină, saună. Casa Someșeană. Geo Events vă stă la dispoziție cu o gamă variată de servicii. Sonorizări, servicii foto-video, maestri de ceremonii, formații live. Distracția dumneavoastră este meseria noastră. Restaurantul Roata vă poftește să vă amintiți de ambianța și gustul mâncărurilor tradiționale din Ardeal, gătite și servite în cel mai autentic fel. Restaurantul Roata organizează cele mai reușite petreceri și evenimente cu specific tradițional, iar la cerere putem livra preparatele noastre oriunde în Cluj-Napoca. Ne găsiți în centrul Clujului, pe strada Alexandru Ciurea, numărul 6A sau pe restaurantroata.ro. Restaurant Roata, mâncare tradițională ardelenească. Este mai mult decât contabilizarea unor zile, luni și ani. Este mai mult decât o înșiruire de evenimente pozitive sau negative. Zilnic trebuie să luăm decizii care ne influențează prezentul, dar mai ales viitorul. Încotro ne îndreptăm? Cine ne controlează viața? Cum arată viitorul? Fără perspective, viața nu are sens. Demeter Daniel, împreună cu invitații săi, analizează sensul și perspectiva vieții în fiecare marți de la ora 17. Vă aștept! Actualitatea someșană vă aduce în față oameni aleși sau uniți pentru a găsi soluții. Invitați care vor răspunde întrebărilor ce frământă societatea în care trăim. Sunt Ioana Jeler și vă invit să urmăriți actualitatea someșană numai la Someș TV. Cultura nu e altceva decât drumul spre libertate. Un popor fără cultură e ușor de stăpânit. Cultura e cam tot ce facem și maimuțele nu fac. Cultura e tot ce rămâne în om când el a uitat tot. Oamenii au suflet.
El definește profilul cultural. Cultura sufletului e sufletul culturii. Rămâneți în cultură! Trăiește frumos! Bucură-te! Învață cum să fii un părinte bun. Sunt Camelia Pogăcean și vă invit să-mi fiți alături în fiecare vineri la Viața de Familie. Să traducem ce înseamnă sarcină, nu știu, ipotecă, gaj, etc. Da? Dacă are vreo sarcină asupra lui, pentru a putea ști ce cumpere. Trebuie să aibă grijă și de aceste instituții, să nu dea în ele la modul la care o face. Pot fi cele mai importante elemente. Ce vrei mai mult decât să recunoască partea adversă? Hipocrate spunea, alimentele voastre să fie medicamentele voastre, iar medicamentele voastre să fie alimentele voastre. Sunt dr. Radu Pop și vă invit să descoperim împreună secretele sănătății. Până gardul s-a strecat, mă, la, la, la. Hai să se facă vrescurele, la, 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 la. Hai și cu el gurile rele. La Strâmtoreană am avut-o, dragii mei, pe televizor, așa cum ne place nouă să zicem, nu pe sticlă, că sticla e altceva. Mai o replică, dar nu știu, te văd pe sticlă, nu-mi place. Da, da, da. Deloc. Da. La televizor, așa. Mai ales la Someș TV. Așa, că acolo filmul făcut e la Blasna, în urmă cu 2 ani, oameni faini am avut și acolo. Și o să mai facem, dragii mei, pe 29...
Martie. Martie se fac filmări. Someș TV organizează filmări, dragii mei, la Muzeul Satului. Da. Deci la Muzeul Minunat. Satului. Celor sper care... să țină și vremea cu noi, nu? Da. Vedeți acolo și pe pagina afară. De Facebook, așa. Da, să anunțe vreme faină. Și sper că, deci pe pagina de Facebook, la Someș TV, Faine Viață Dimineața, vedeți acolo, dragii mei, număr de contact. Cei care doriți să aveți videoclipuri făcute aici, filmări făcute la Someș TV, eu zic să sunați la numărul respectiv. Deci pe pagina de Facebook, Someș TV, Faine Viață Dimineața, acolo e un număr de contact. Sunați și în 29 sâmbătă, nu? A, mă gândeam și oare sâmbătă pică, cred că sâmbătă. Așa, puteți să faceți mergem filmări, la muzeu. Da, la Muzeul Satului, să aveți videoclipuri frumoase, să vă alegeți un pachet de promovare, ca să vadă lumea, atât Valea Someșului. Dar până una altă, noi aducem oameni faini aici în studio, cum am promis în fiecare dimineață, luni și miercuri, meșteșugari, marți și joi, colega sănătate, noastră... Sănătate, sănătate cu Iulia în toate, așa, cu producător tradițional și ca de fiecare dată ne aducem oameni care știu să cânte, dragii mei. Oameni faini care știu să cânte și fac ceva frumos pentru folclorul românesc și asta ne bucură foarte mult. Și cred că și pe dumneavoastră, că denotă faptul că ne sunați dimineața, chiar dacă e un pic mai târziu, mai bine mai târziu decât niciodată, așa, și vorbiți cu noi, aveți interpreți preferați, noi, dacă avem aici, îi difuzăm cu mare drag. Dacă să vedeți în studio, ne-am adus în această dimineață interpreta folclorului popular. Și nu ne-a lăsat mai prejos. Nu. Am venit cu o frumusețe, cu o propunere, care cu siguranță o să vă placă. Bună dimineața, Ioana Socaciu! Bună dimineața și vouă, bună dimineața telespectatorilor și îți mulțumesc pentru invitație, Amalia. Cu mare drag, mă bucur din suflet că ai venit în casa Someș TV. Cum te simți la noi? Sinceră să fiu, foarte bine. Prima dată când am intrat și am văzut platoul emisiunii, că e așa tradițional, cum îmi place mie să-ți spun, m-am simțit ca acasă și ladița asta care o aveți aici, numai străbunica mai are așa ceva acasă. Vreți să spunem pe colega noastră, Maria Mate, și-a dat concursul pentru acest platou, așa, care are și emisiune pe dincolo pe televiziunea Sora, Someș TV, Agro TV, vine seara de la 7, are emisiunea cu Vorba Dulce și iată că ce platou frumos. Îi place așa, Maria, să fie meticuloasă, să-l gătească fain, să le placă celor care vin aici în studio. Așa, trebuie să-i mulțumim pe această cale și prietenei noastre, Iulia Bucur, prietena noastră comună, a mea și a Ioanei, care ne-a făcut legătura, ne-a pus în fața faptului împlinit, povestim, ne cunoaștem. Așa și este. Uite că vine Ioana la emisiune. Mulțumim Iuliei din suflet. Hai să vedem... Ioana, permiți să luăm un telefon așa până mai... Vai de mine, cum să nu? Lumea să vorbească cu mine, să... Hai să vedem. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Din Baia Sprie vă spun, mă numesc Amalia. Amalia, și de eu la Baia Mare, Amalia. Nu? Sau de la Baia Sprie? Mă bucur. Și vreau să dau o dedicație pentru prietena mea din Baia Mare, Lavinia. Da. Pentru Lavinia, da? E ziua ei? Da. La mulți ani! La mulți ani pentru Lavinia. Mult, mulțumesc! Și o melodie cu oricine. O melodie? Cu tata noastră. Nu cu oricine. Nu-i bine. Cu tata noastră, se poate. Nu cu oricine, așa. O să vă cânte în dimineața asta, să știți, o să vă cânte cu dragă Ioana Socaciu, care se află în studio aici la noi. Perfect. Bine? Să vedeți ce frumos cântă. Mulțumesc tare mult. Mulțumim pentru telefon. O zi frumoasă să aveți. Amalia, la fel și ție, așa. Așa. Amalia de la Baia Sprie. Amalia de la face Câmpia, Ioana, astăzi o trebuie să... Cu mare drag, și îmi place ceea ce fac și dedic următorul cântec tuturor telespectatorilor care se uită acum la noi, vouă, părinților și celor dragi și celor cărora le place folclorul și tradiția. Da. Știu că te-ai trezit un pic mai dimineață să ajungi la noi așa. Știu că dimineața e mai greu, dar când ai ajuns la cei, se pare că... Cine se trezește de dimineață, numai departe poate să ajungă. Corect. De acolo, de la Sebeș, zici că? Da, de la Sebeș. Zona pe care o reprezint este zona Secașelor, țara Secașelor. Este o zonă mai puțin promovată. Nu știu de ce. Eu zic că prin cânt și port, prin tineri, prin oameni frumoși, prin oameni care vor să facă ceva, eu zic că este și poate fi. E mai greu pentru că și folclorul se găsește tot mai greu în zona respectivă. Dar ce se zice, Ioana, chestia asta? Cum?
Care e părerea ta referitor la... De ce? E o zonă frumoasă, e o zonă încărcată, dar nu e o zonă promovată, e încărcată de folclor, e încărcată de tradiție. Dar, mă rog, fiind o zonă mai limitrofă, să zic așa, nu se prea știe în întreaga țară de ea, cum s-ar ști, de exemplu, de Valea Someșului sau de Valea Chioarului din Maramureș. Și așa că... Ia să fii tu acum prima care sparg gheața. Da. Așa este. Așa și am zis că... Eu am sesizat costumul, dar și telespectator și în pauză așa, văzându-o pe Ioana, și chiar că un costum foarte vechi și frumos. Este, are aproape 200 de ani, este de la străbunica mea. 200 de ani? Aproape. Păi gândiți-vă că străbunica mea mai trăiește, încă are 94. Să fie sănătoasă. Mulțumesc asemenea. Da. Da, o salutăm cu mare drag. Să fie și sănătoasă. Eu, să fie sănătoasă în primul rând și sănătate la toată lumea și părinților voștri. Multă sănătate, pentru că dacă ai sănătate, ai bogătate, cum zic. Da, mulțumim asemenea. Frumos, tradiție, cultură și... Da, păi, spunea Ioana că, uite, acum începem să promovăm chestia asta, dragii mei, adică zona, mai bine zis, acea zonă de acolo... Și folclorul, scuză-mă că te întrerup. Și folclorul, pentru că merită, păi, din moment ce intri în studio și ai un costum vechi de aproape 200 de ani și îl porți cu mândrie și cei care ți l-au lăsat în așa fel să-l duci mai departe. Adică ce frumos trebuie să fie. Port costum de la străbunica. Păi mai mare mândrie nu trebuie. Așa este și vreau să specific că este totuși un costum, costumul pe care îl port acum este un costum de șezătoare, de clacă, un costum de sărbătoare, care se purta la diferite evenimente, sătești, mă rog, era butia care era iarna, butia feciorilor. Așa este... Și, cum am zis, la șezătoare, la clacă, la război, când depănau, cântau, așteptau feciorii să vină în șezătoare, fetele pe vremuri și îl port cu mândrie și cu mare emoție de fiecare dată. Cred că ai mai multe costume, nu doar... Da, așa este. Am și costum de mireasă. Ești foarte norocoasă că costum de mireasă. Costum de mireasă, da, tot de la străbunica. Și o să îmbrăști când o să fii mireasă? Asta nu știu, mai este până atunci, dar m-am gândit. Da. Important e să mă înțeleg și cu alesul, să fie la fel de... Merită, zic eu, pentru că este un lucru făcut extraordinar. Se vede de la poștă așa pentru... Da, acea nuanță simplă și de efect. Așa este, așa da, este. Nu, dacă... nu este prea încărcat costumul de pe Secaș, deși eu aș fi vrut, dar prin simplitate... Eleganță. Așa este. Da. Ioana, tu ești absolventă și de școală populară de artă, dacă... Nu, sunt absolventă de liceu, de muzică. Liceu de muzică. L-am terminat la Alba Iulia în 2009, mulțumesc. Acolo am întâlnit oameni care m-au îndrumat. Am fost la diferite concursuri, unde am luat premii mari, unde am luat trofee. Putem să amintim, dacă dorești, da. Ca să te cunoască telespectatorii întru totul. La Ocna Mureș, în 2009, marele premiu, Mureș pe marginea ta. La vară, primăvară, tot în 2009, premiul pentru promovarea culturii tradiționale, a costumului și al cântului de pe Secașe și încă un premiu foarte important pe care l-am obținut tot la vară, primăvară, în 2009, a fost premiul publicului. A fost primul an în care s-a votat premiul pentru popularitate, și da. Am avut, eu zic că acela a fost trofeul pentru mine. Felicitări. A fost trofeul și am avut așa o emoție, pentru că, într-adevăr, la Sibiu am simțit în anul acela publicul foarte aproape de sufletul meu, foarte aproape de mine și m-a susținut din toate punctele de vedere, inclusiv emoțional. Așa am simțit la vremea aceea. Mă rog, au mai fost și internaționale premii cu ansamblu, la Beiuș în 2009, tot în 2009-2008 și mult mai multe. Hai să vedem doamna Maria de la Lăptărie, zice când e sus. Așa, să vedem dacă a pus laptele la rece, așa. Bună dimineața! Laptele la rece, ce bine ar prinde un pahar de lapte acum. Da. Așa, ce rece, la 4 grade vi-l trimis. Da. La soțul meu vreau să-i dedice doamna Ioana toate melodiile, ca să-ți faci o frumoasă vârstă. La mulți ani! Cu mare drag! Și să-l ție Dumnezeu tot așa sănătos și bun cum este.
Foarte pe toată lumea, la mulți ani cu sănătate. Vă mulțumesc din suflet, domnul Pop, mai necătăm. Mai necătăm, cum să nu, așa zice. Și mai necătăm. Așa, ce fai. Da. În loc de ne mai auzim? Suflet. Da, așa e. Ne mai necătăm, în loc de mai auzim. Foarte bine, așa. Așa. Vă mulțumim, vă mai așteptăm. Da. Așa, doamna Maria de la Răpire a pus laptele la rece, vine și a făcut laptele, face brânza, face acolo care e un proces acolo de obținere a produselor din lapte. Iată, un producător tradițional, trebuie să-l aducem aici. Haideți, doamna Maria, că mi-așa plac lactatele de nu mai pot. Așa, trecem la Ioana din nou, dragii mei, pentru că această zonă care ne spunea, ne povestește, este o zonă frumoasă. După câte. Ar fi foarte frumos să mergem să facem o filmare acolo. Așa, da, eu chiar v-aș invita și... Chiar și la tine acasă acolo. Da, eu nu mai stau acolo, de acolo se trag părinții bunicii mele, străbunicii, cum am zis, mai trăiește doar străbunica, dar este o zonă foarte frumoasă, deci este undeva la interferență. Dacă ai moștenit și costumul, ai moștenit și cântecul. Așa este. Așa este. Așa este. Cine cântă la voi în familie? La noi în familie e mai complicat un pic. Tata. O cântat. Tata, vreau să menționez că tata nu este din părțile locului, este clujan. Are... Mai exact e ghierlean. Așa. Ghierlean. Da. Și de la el a moștenit cântecul. Și de la bunica, de la mama tatălui, Dumnezeu s-o ierte, ea era, bunica era din Nicula deloc. Deci, și cânta în corul bisericii. Mai apoi tata și s-a transmis mai departe, să zic așa, din generație în generație, cum este folclorul, că așa se zice, se transmite prin viu grai. Foarte frumos, foarte frumos. Prima melodie care ne-a cântat în această dimineață. Da, prima melodie este o piesă de joc, o piesă de pe Secașe, Dragul mi la veselie se intitulează și vreau să o dedic cu drag tuturor celor care, cum am mai zis, iubesc folclorul. Este o piesă chiar acolo de la mama ei, de la sămânță, cum se zice. De la sămânță, așa. Abia așteptăm să o ascultăm. Așa, și celor care sărbătoresc astăzi ziua de naștere și celor care ne-ați sunat, dragii mei, vă cânt aici, în studioul Someș TV, la Faine Viața dimineața, Ioana Socaciu.
Da, da, de pe Secaș. Bravo. Hai, așa, super, chiar foarte, foarte, foarte frumos. O melodie așa de joc, zice că se... Mă bucur că vă place. Sper să placă și telespectatorilor. Cu siguranță o să placă, mai ales și atitudinea ta. Îmi place tare mult că ești așa voioasă și transmiți pe lângă voce, nici nu mai încape discuție. Ce talentată este. Mă bucur că vă place, mă bucur că v-am transmis verva cu care am venit în această dimineață. Și sper că am transmis același sentiment și celor de acasă. Tu ai un album? Nu, momentan lucrez la el. Am avut o perioadă în care am stagnat datorită unor probleme de sănătate. Nu am reușit să-l finalizez, dar acum este în derulare. Doamne ajută să reușesc. La toată lumea, Doamne ajută, repede. Mulțumesc. Da, am o întrebare interesantă. Și profesia mea de bază este aceeași ca și a Ioanei. Inginer, da? Da. Pe mine mă întreabă lumea, cum se împacă ingineria cu muzica? Același lucru te întreb și eu. Ce pot să răspunzi la o asemenea întrebare? Păi eu zic că se împacă foarte bine, atâta timp cât, da, cât timp știi să le împaci pe amândouă. Să faci cu plăcere atât partea inginerească, dar cât ce și partea... Profil construcții de mașini. Construcții de mașini? Deci... Da. Foarte frumos. Și acum ești la masterat, da? Tot anul întâi master, domeniu. Da. Anul întâi master. De menționat faptul că eu nu am terminat Politehnică. Eu am terminat Inginerie Geologică la Babeș. Ah. Și masterul m-am hotărât să îl fac la Poli. Foarte bine. Da, sper că acest album pe care îl construiești tu în momentul de față, așa piesă cu piesă adunate originale de acolo din Secaș, așa și ne povesteai cu atâta patos, zic eu, de zona ta, pentru că este foarte important să duci de acolo, din zona ta, să duci cântec cu costumul și ce ai tu de spus prin cântec de acolo. Pentru că dacă această zonă nu s-a promovat atât de mult pe cât ar fi... Uite că promovăm noi și chiar ne bucurăm că aducem oameni și din alte zone. Da, da. Pentru că chiar interesant că atâtea zone frumoase, spunea și Ioana, că sunt atâtea zone frumoase în România și nu numai. Și hai să nu facem... Da, în România cunoaștem această chestiune, dar sunt aproape de lângă noi. Sunt de pe atâtea voi, Valea Crișului, Valea Someșului, Valea Așa Mureșului, este, da. Valea, fiecare fost... cu costumul, cu cusătura, cu... Sunt multe de zis la acest capitol. Cred că nu ne-ar ajunge emisiune să povestim de folclor. Așa. Ales că sunt și meșteșugarii pe care noi aducem dimineața. Așa este. Așa, care ne, atâtea lucruri frumoase aflăm și noi în același timp, pentru că hai să fim și realiști așa cu viața pe care o ducem, viața pe care o avem de zi cu zi, așa, cu atâtea alergături și cu atâtea, le neglijăm. Deci le neglijăm pur și simplu. Așa este. Și eu să spun, mi-a trezit așa în mine un lucru foarte plăcut de zona de unde sunt sau de fiecare din zona de unde suntem, trebuie arătate, zic eu. Că... Așa este. Da. Nu degeaba ne-au lăsat strămoșii noștri și să ducem mai departe. Ceea ce ne-a lăsat, zic eu, că e important să ducem cu mândrie peste tot pe unde mergem. Da, să știi că de acum, Ioana, poarta noastră, deschisă cu drag. Și cu mare drag. Așa. O să onorez invitația de fiecare dată. Așa, și... Și albumul, când o să fie gata, promit că o să vii să-l promovăm. Cam promovăm. Pe când crezi că o să... Să promite, să facem așa o promisiune. O promisiune telespectatorilor, să fie curioși. Da. Și... Păi, nu zic finele anului acesta, pentru că nu se știe ce o să se întâmple, dar în viitor. Tu faci primările aici la Cluj? Sau da, la tine? Da. O parte din ele le-am făcut și acasă, la Alba, și o parte o să le lucrez. Și locuiești în Cluj? Da. Cu ce o să închei, Ioana, acum așa? Fă-ne o scurtă prezentare așa, înainte de a încheia emisiunea, pentru că știm că suntem în postul Sfintelor Sărbători. Așa este, pentru că sărbătorile pascale bat la ușă, vin cu pași repezi. Am venit astăzi la voi cu o priceaznă. Sper să placă și telespectatorilor, să ajungă la sufletele oamenilor, să
ne facă mai buni, mai înțelegători, mai răbdători unii cu alții, pentru că și așa trăim într-o lume, cum îmi place mie să spun, nu este prea potrivit cuvântul nebună, să zic așa, și alergăm, după cum ai spus și tu, Marcel, alergăm și niciodată nu avem timp pentru noi, nu avem timp pentru suflet, pentru Dumnezeu. Și zic eu că e bine să ne îndreptăm fața, nu numai atunci când avem necazuri, să ne îndreptăm fața către El și să-i mulțumim și în zilele în care zâmbim și în care suntem fericiți. Și eu vă urez de pe acum, sper să ne revedem și după Paști. Cu drag. O să transmit tuturor telespectatorilor sărbători cu tihnă, sărbători cu sănătate, cu belșug și să nu uite niciodată de Dumnezeu. Da. Vorbește atât de frumos, Ioana, că pe mine se ridică așa... Da, ca și prin cântec. Se face pielea, da. Te se leagă și cântecul te și vorba. Te înduioșează numai cum îți vorbește, dar așa. Cum îți cântă. Așa, mulțumim, Ioana, din suflet că ai fost la noi în studio. Și eu vă mulțumesc. Și cum se numește priceasna? Priceasna la Nicula, acolo în deal. La Nicula, acolo în deal. Dragii mei, ne cântă Ioana Socaci acum la încheiere. Noi ne revedem mâine dimineață și la aceeași oră 8. Sănătoși, ca întotdeauna și voioși. Doamne, și opese și optimiști, că așa suntem noi dimineața. Păi vedem noi peste 10 ce se întâmplă, dar le ducem înainte cu sănătate, că e mai bună decât toate. Nu uitați de filmări, dragii mei, în 29 martie, la ora 10, la Muzeul Satului. Someș TV, Faină Viața dimineața, acolo e pagina noastră de Facebook, acolo găsiți numărul de contact, deci dacă vreți să aveți videoclipuri acelea la Someș, să facă filmări faine, 29 la ora 10 la Muzeul Satului și numărul de contact, sunați acolo și vedeți informațiile utile. Așa că mâine dimineață, sănătate în toate cu Giulia Todea, cu producătorii tradiționali de produse tradiționale și de pe Someș și cu melodii faine, cu telefoanele pe care le așteptăm cu noi la Faină Viața dimineața. Cu noi. Cu așa. Noi faină viața. Așa, vă țucăm, de nu vă vedeți. Așa ni. La revedere!
și o primește și de rău ne mântuiește. Și-a de Maica și așteaptă toți spre să-i fac.